Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life alături de DRF și de bordurile la pră. Iar astăzi facem un event de hide and seek super mega șmecher și sunt deja la prima locație. E așa frumos, cald. Așa, bun, începem direct. Nu uitați să dați like pentru că baba aia tot se ține cu blesteme, cu d-astea oribil. Așa că haideți să dăm drumul la prima rundă. Bam, bam, bam. Și avem așa. Haide, în sigur, dau un indiciul 1. Vopțea e rosită degeaba. Am venit tocmai aici degeaba. Măcar e cald. Bun. Asta este primul indiciu. Îl dăm direct. Ca să-mi activez și eu toate alea. Că am luat așa mai până pregătite. Să-mi activez blipsurile. Player blips. Așa. Bam, bam, bam. Am dat și în chat ca să știe lumea că a început toată treaba. Și primul indiciu. Așa. Da, mă. Vopsea e rostă degeaba. Mă refer la chestiile astea de pe pereți. Că sunt niște grafitiuri, ceva, chestii, trestii, whatever, știi? Super mega șmecher locația asta. Am mai făcut event aici, dacă vă aduceți aminte. Acum mai mult timp. Și mi se mișcă puțin ciudat. Îmi dă niște frame-uri micuți așa. Nu înțeleg de ce. Vedeți, când mișcă așa, parcă dă niște frame-uri. Da, nu contează, oricum stăm pe loc. N-avem mare lucru de făcut. Așa. Așa neanunțat? Păi nu trebuie să fie anunțat. Tocmai asta e surpriză. 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 Și sunt 99 de player. Nu cred că trebuie să anunțăm ceva neapărat. Hai cu 100. Uite că suntem 100. Yeah! Dacă stați pe lângă mine, trebuie să stați neapărat mult mai sus, mai ales că nu mai puteți fi invizibili în momentul ăsta. Da. Ah, ok. Bun. Iote, mă vezi? Nu mă vezi. Iote! Iote. What the fuck, e cineva care zice la casa lui Mihaiț? Now you see me, now you not. S-a dus cineva la casa lui Mihaiț, nu înțeleg de ce caut acolo. E unul pe autostradă. Mhm. Mașina. Nu știu dacă știi despre ce e vorba sau care e treaba. Că n-am dat mare indiciu. Facem chestiile puțin mai grele sau nu neapărat. Acum da, depinde, diferă de la event la event cât de grele sunt sau... E cu Dacia, deci posibil să fie la ceva examen auto sau... Da? Oricum, da. Tu nu te vezi de acolo, deci trebuie să știi e sigur cineva că ești acolo sau așa, mai ales că e și ceață. Deci da. Să se vadă mare lucru și noapte. Așa. Da, nu, cred că e cu școala ăla. Indiciu Paleto sau Sandy? Bă, mă, ies, mă. Așa. Paleto sau Sandy sau Grapeseed? Că jucăm în toate trei. Ce-ar fi să vă zic? Sunt în Paleto, căutați-mă. Poate o să fac și așa data viitoare, sunt în paletă, căutați-mă și să fiu undeva random. Auzi? Dar nu facem ultima rundă să fie cu coordonate din nou? Nu, că deja mi-am scris toate chestiile. La fiecare chestie mi-am scris indiciile, doar dau copy-paste. Adică am pornit nepregătit un pic așa în grabă, dar tot sunt pregătit. Ce zici tu? Zic să te-ai pregătit data asta, profi. Super profi. Adică uitați-vă și voi, vă arăt așa pe ecran, frumos, toate aici frumos băgate, că mă, n-ai cum, ești de bun. Nu prea știe nimeni pe unde sunt, mă pregătesc să dau al doilea indiciu. Tot mai pe partea cealaltă, pe partea asta nu-i nimeni. Da, da, da. Ok, dăm al doilea indiciu, nu e problemă. Ceva cu motorul pe sub noi, dar nu știu dacă are vreo... Iar indiciul 2 este, cred că ăsta este locul de întâlnire al cuiva din Iluminat, e altfel nu-mi explic. E clar, acum gata, tot nu știu să știe. Și am zis de Iluminati pentru că sunt și chestii de aici, zice look for the eye, aici scrie look for the eye și alte nebunii. Și în story mode, toată chestia asta are legătură cu... Da, astea paranormale, Illuminati, căcat de genul, știi? Dacă știi care.
Păi nu știi că update-ul ăsta, Summer, ceva, au băgat o misiune nouă pe GTA Online, unde trebuie să duci în, la baza militară și acolo este o navă. Au ce zice acolo, Robico, cine nu dă like îl vede baba. Corect. Le-am mai dat odată indiciu în comentarii, în chat acolo. Da! Baba cu coasa, n-are bă coasa, doar dă blesteme și să prind blestemele alea, ești nebun? Adevărat, mi-a crescut a treilea cui. Când am dat o zi like. La al treilea indiciu, aolo bă, iau foc, bă! Fuck! La al treilea indiciu n-au cum să nu mă găsească, că o să fie mult prea exigent, știi? Careva pe lângă mine? Nu prea. Deci nu s-au împrăștiat foarte mult băieții, cred că așteaptă ultimul indiciu sau ceva, nu înțeleg ce așteaptă ei. Da, nu știu. Da, se caute. Sunt destui de mulți pe autostradă, dar... Că vine bicicletă sau ceva, motor și mașină spre noi. Da. Li văd. Eu aștept să nu mă grăbesc, că nu vreau să fie prea ușor. Vom avea 5 runde. Bicicleta te caută sigur, sau motorul. Așa, deci vom avea 5 runde. În funcție de cât de repede mă găsesc băieții, le dau mai puțin bani. Dacă dura mai mult, le dau mai mulți bani. Adică maxim 5.000, minim este 2.000, să zicem, cam așa pe acolo. Sau invers, dacă mă găsesc mai repede, le dau mai mulți bani și dacă durează mai mult, le dau mai puțin bani. Pentru că deja le dau al treilea indiciu. Și văd că ăsta cu motocicleta o ia destul de binișor, băiatul. Mai vine mai cu mașină? Și mai e unul cu mașina care se plimbă, dar e cam de părțel așa un pic. Se duce în altă direcție. E mașina de bancă, el pe acolo la GPS-ul. Ah, ok. Dacă GPS-ul lua pe mare, o mergea pe mare. E așa se face, da. Mai nu. A trecut mașina pe lângă mine și este un Jeep. Deci sunt șanse. Da, da. Punctul meu de vedere ar trebui să oprească acolo, să ia pe jos. Ca să ajungă mai repede, dacă ar ști locul. Da. Dacă n-ar ști despre ce loc este vorba, atunci poate să caute așa. S-a îndepărtat ăsta. Da. Să dau al treilea indiciu ca să nu dureze 7.000 de ani. Pentru că vom avea 5 runde. Ia că a făcut stânga în pădure asta. Am dat. Stai aici. Da. Se îndepărtează. Indiciu 3, deci avem 2.000. La premiu. Sau 3.000. 5.000 dacă mă găsește la primul indiciu, 4.000 dacă mă găsește la al doilea indiciu și 3.000 la al treilea indiciu. Pentru că devine din ce în ce mai ușor, că le dau mai multe informații cum ar veni și de asta. Foarte mult pe autostradă ar trebui să se îndrepte deja spre mine pentru sacrificiile de animale. Dacă le dau și al patrulea indiciu pe care nu l-am scris aici, pot să-l scriu din capul meu, delict de peșteră. Deja îi dau 1.000, cine mă găsește îi dau 1.000 și gata. Nu știu mulți de locul ăsta azi. Ba da, știe lumea, frate. După indici nu știe lumea. Bă, după indici. Ai, nu știam de locul ăsta. Da, văd că mai vin încă două mașini. Ăla cu motocicleta urcă pe ciliat, băiatul meu. Sper că e motocicletă de teren, măcar, să urce pe acolo. Bine, oricum e drum pe acolo, știi cât de cât. Bă, văd că sunt vreo 3 mașini. Prin jurul meu pe aici. Nici nu mergi cu mașina sport. Pe un drum de munte, adică... Da. Super. Așa. Eu încă aștept. Ia uite-l pe ăsta, bă, băiatule. E
indiferent că este event sau nu e event, dacă ați venit cu mașina sport și mergeți și în viteză, mai ales pe drumuri de-astea țărănești, primiți urn. Deci dacă l-ai văzut cu o mașină neadecvată și mai merge și destul de tare, e dat urnă, băiatu, sau măcar kick. Și un ban, sau un ban temporar. Acolo 6 ori. E unul care se îndreaptă bine spre mine. Adică e pe drumul care trebuie. Este pe drumul cel bun. Este pe drumul cel bun. Aoleu. Ce? Îți las ție, dacă ajunge la tine cumva, îți las ție să vezi surpriza, nu? E cu Supra sau cu ce? Mai bine. E cu Ford din ăla american. Fordul ăla american. Aoleu, Crown Victoria ăla? Crown, așa, Crown. Bine, pe aici, acum pe unde e, el e drum decent, să zicem. Da, o luați la un moment dat, pe undeva pe lemn. Ok, eu o să pun pauză până văd că se apropie cineva mai mult de mine, pentru că deja de 11 minute am făcut prima rundă și avem 5 runde la eventul ăsta. Așa că punem pauză și revenim imediat. Ok, este o persoană care este destul de aproape de mine. Să sperăm că are măcar o idee despre locul în care mă aflu și că o ia în dreapta, că dacă nu a luat-o în dreapta, e clar că s-a dus în altă direcție. Ăsta de aici, nu? Ăla din stânga mea, cum ar veni. Dar vezi că mai e și un motor pe sus care vine. Da, văd că vine și unul pe sus și altul cu motocicleta. Și iau motocicleta deja. Deci sunt trei înși. Și văd că a luat-o pe jos și a dat de VLA sau ce? Nu știu. Unii vin pe jos. A venit un aro pe aici, a trecut pe lângă tine. Ok, eu aștept, eu sunt în peșteră aici. Wannabe peșteră. Sărcă sus. Să vină, să vină. Dacă vine acum pe jos ăla, câștiga deja. Nu știu, frate, eu stau aici, eu aștept. Uite, bă, că arzi în continuu. N-ar nimic. Dacă mă bag mai încoace un pic așa. Uite. Se suie sus acolo la cistern. Da, se duce, se duc sus. Se duc în apă, da? Da, sunt aici la... Caut aici. Nu, ei, cred că știu deja locul despre care e vorba, dar nu știu exact unde e. Bă, s-a aproape rău. Așa. Ei sunt aproape rău. Foarte aproape. Alt indiciu nu mai dau. Astea sunt singurile indicii pe care le-am dat. Ca să nu fie deja prea ușor. Am dat și scrum pe mine. Da, mă aștepta să mă găsească mai repede, dar s-am dat drumul la filmare. Da. Nu prea. Nu prea sunt șanse. Mai aștept. De sus. Ok, deci nu mă găsește nimeni. Au trecut foarte mulți prin zona asta pe aici așa. Nu știu dacă au venit la nimereală sau dacă știu, dacă au măcar vreo idee despre ce este vorba pe aici. Dar nu mă găsește nimeni, așa că trece la runda următoare. Prrr! Chiar așa? Te găsesc. Nu mă găsește nimeni. Nici tu. Ok, s-a dus runda asta. O să mă găsească pe episod. Da. Pe asta, dacă nu mă găsesc, ce vrei să le fac, frate? Ok, pregătim runda următoare imediat. Bun, suntem la a doua locație. O să dau imediat primul anunț.
Runda 2, indiciul 1. Atâția oameni salvați, oamenii ăștia merită mărit de salarii, nu medalii. O să-i inducă puțin în eroare medaliile cu armata și cu astea, dar se dau medalii și pentru pompieri. Așa că... ăsta este primul indiciu. Dacă mă găsește careva după primul indiciu, o să primească 5.000. La al doilea, 3.000. 4.000, pardon, și la al treilea indiciu, 2.000. 3.000. 4.000, 32.000. Deci atâția oameni salvați, oamenii ăștia nu merită mărit de salarii, nu medalii. Și sunt fix în paletă, adică sunt la... la fire station, cum ar fi, la pompieri. În cât secția de poliție, aproape. Fix, da, o văd aici, dacă mă chinui un pic. E ascuns. De fapt, nu trebuie să mă chinui, o văd aici. Ce pot să fac dacă sunt în mijlocul pustietății? Nimic. Cred că a coborât cineva aici. E un... boscheta? Da. Okay, mamă, ce accident am văzut. Am văzut și eu, uite. Și trebuie să urci aici. Și să urcă ușor, până niște scăricele și aia. Boschetarul văd că a plecat. N-a de treabă boschetar. Nu mi-e geanta din ăsta, e perfect. Așa. La runda asta am doar două indicii, pentru că al doilea este destul de ușor. Ia uite, oamenii dau jafuri, n-au treabă. Da. Mamă, deci nu vine nimeni cu aia. Atâția oameni salvați, ori este la spital, ori la pompieri, ori la poliție, nu? La armată. Sau la armată, da. Da, da, și gata. Și atât. Mm-hmm. Și dacă ești în oraș, nu verifici tu medicul. Sunt mulți la spital acum, din câte văd. Sunt vreo 4-5 oameni la spital. La secția de poliție nu-i nimeni, e prin spate pe acolo să plimbă. Și la pompieri nu-i nimeni. Bă, dar nimeni nu-i pe lângă mine. Pentru că eu am impresia că asta e nefolosită de nimeni de asta. Păi nu este nefolosită, nu folosește nimeni chestia asta, dar tot este o locație, nu? Așa. La asta aveam 5.000 la primul indiciu. La al doilea indiciu am... am 3.000. Pentru că e ultimul indiciu și e foarte ușor indiciu ăsta dacă îl dau. Și mă gândesc deja să-l dau, pentru că nu e nimeni pe lângă mine. Nu. Mult prea bine. Dacă dai acum, 2000 o să câștigi ăla. Da, 2000. 2000, 2500. 2500 cred că e ok, sau 2000. Dar nu e nimeni, frate. Nimeni, nimeni, nimeni. Deci de data asta chiar am ales blană și de bun locațiile. Eu de asta e hide and seek, frate, trebuie să mă caute. Eu m-am ascuns, ei mă caută. Știi cât plângeam pe Metin când se făceau hide and seek-uri? Mamă, acolo chiar că era imposibil. Pana mea. Dacă jucam pe toată harta, ce mai făceam? Corect. Că e imensă, mai ales în Los Santos, ce cancer ești de bun. Că da. Sunt zeci, sute de clădiri, nu zeci, mii de clădiri pe acolo. Da, hai că dau anunțul. Da, mișto anunțul, da. Hai că era culmea să bag, au stins ei flăcările, știi? Nu, pompierii nu se ocupă doar de flăcări. Dacă e un accident, chem descarcerarea și vin toți pompierii. Tot pompierii ca să te scoată de acolo. Normal. Și ușa la casă, gen... când îți
Tot vin pompieri. Eu una aici. Să vină. Să-și primească 2K. Ia, că vede ție. Să urce la mine. Uite că urcă. Nu, dar cum urc așa instant? Că nu... Sau? Sau? Să uite doar pe jos, este? Vine, vine, vine. Se urcă, se urcă, putul în da, să vină. Nu mai zi, mă, că-l fuți în gură, că... Zice lumea după aia, că ne bate în joc de player. Salut! Salut, salut! 1-1-0-5-0. Două mică. A fost foarte simplu. Mulțumesc de participare. Nu spune nicăieri unde mai au găsit, ca să afle singuri. Pupix. Bă, legat la faptul că cu futul în gură, te stai cum v-aș zice, vă iubesc. Lasă-o, mă, că am zis odată că să prindem niște fraieri la Caterinca, știi? Și s-au trigărit vreo 4-5 persoane, că de ce nu zici fraier, că îți donează pe server? Ei te urmăresc pe tine și de-asta, știi? Adică, na. Ok, sunt la următoarea locație deja. Și dăm drumul. Așa, anunț, petrecere, bam, bam. Te-ai în gură ce locație ai lăs. Ce mă, ce e rău? Șmecher. Păi da. Da. Așa, locația este cea de aici. Trebuie să nu ate puțin băieții, nu foarte mult. E destul de, ajungi destul de repede aici, știi? Da, dar sunt multe case abandonate, gen. Păi da, tocmai de asta, asta e primul... Cam aproape imposibil să te găsească primul doar. Asta e. Asta e primul indiciu. Așteptăm un pic. Dacă se apropie cineva, dau drumul la filmare. Dacă nu, trecem la al doilea indiciu. Bun, am ajuns la runda 3, indiciul 2. Indiciul sună cam așa. Mă gândesc că a fost prea greu să aducă materiale de construcție aici, dar asta au abandonat-o. Eu zic că e un indiciu bun. Blana. Nu e nici extrem de ușor să își dea seama instant, dar... Dacă a fost greu, mă gândesc așa, dacă a fost greu să aducă materiale aici, înseamnă că nu e undeva în oraș. Ar trebui să-și dea seama cât de cât că e pe o insuliță ceva. Mă gândesc și eu. Sau într-un loc mai pustiu și mai greu de ajuns acolo cum ar veni. Așa, și al treilea indiciu l-avem aici, dar nu dăm încă. Foarte mulți pe autostradă, extrem de mulți. Nu știu care o să prindă unde sunt. Indiciul, eu zic, este ok, casa abandonată, e greu să aduci materiale aici. Extrem de multe lume pe mamă, e plin autostradă și foarte mulți prin Gripsid. Nu prea sunt case abandonate pe acolo. Din câte mi-amintesc eu. Hei! E cineva cu mașina, bossule! What the fuck? Ia să vedem unde se oprește. S-a oprit, fii atent că știe. Nu. Vezi să nu te vadă, bossule. Nu, că nu sunt... Vezi sunt că vine bine, vine bine, fraierul. Fraierul, iertați-mă, nu e fraier. N-ai vrea să știi cu ce mașină e, nu... A coborât din mașină... Coboră pe stânci, acum așa la... Sare pe ele cu 40... Na, nu... A început să note. Da, 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 da. Bă, eu aștept. Dacă m-a găsit, are 5.000 de la mine. 5 chiftele. A, ba nu, chiar am dat indiciu 2, nu? Uh-huh. Are 4.000 de la mine dacă mă găsești. Păi da, mă, nu trebuie să fii necurent. A, nu, tu ești asta.
Vedeți să nu vă vadă boșilor. Da, stai să zic ID-ul. E 19.016. Oricum n-am nevoie, că dacă dau capa și oferă bani... Bine, îmi pare rău că a venit cu mașina, deși știu că se uită la episod, îmi pare rău că a venit cu mașina ca a făcut pe șmecher la cum e îmbrăcat, știe el. Bună seara, domn. A, nu, cu ce mașină ai venit până aici? A lăsat supra, acolo. Sus. Aha. Era un schizet acolo. Și după a început da, să sări, a început să sări pe stânci. Nu am sărit. Ai, că ai sărit, ce vorbești? Ăla-i. Să rămână să fie. Nu zi nimeni unde m-ai găsit, doar am fost găsit și atât. Desigur, șef. Ia-mă unde și-a lăsat unul ăsta supra. Și a zis că a văzut schizetul cu aia, deci i-ai ajutat într-un fel că a văzut schizetul. Da, de aici nu se vede, vină cu acest, să vezi când se vede. El mi-a zis că a văzut schizetul. Am auzit, dar se vede când ești jos. Dar unde și-a lăsat supra? Stai așa, căzut-te pe aici. Uite aici. Da. Și schizetul, fii atent unde e. E abia aici, jos. Cine cât să-l vezi decât după da, ce da, stai. Da. Mă, n-am mers mult, am mers 30 de metri dracu cu supra până aici. Mă gândesc că n-am venit în viteză așa. Nu, 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 a mers ok, na, dar da, totuși... Și până aici a fost asfalt, adică nu e o problemă. Da, până acolo, da. Ok. Următoarea rundă. Runda cu numărul 4. Ok, dăm drumul la runda cu numărul 4. Indiciul 1 sună în felul următor. Ar merge să fac o afacere micuță aici. Pare un loc bun ce necesită puține investiții. Doar să iau aprobare de la primărie. Fiind indiciu 1, nu e ceva super mega ușor. Așa. Bam, 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 bam. Și după avem ultima rundă. Ia! Ioi, ioi. Oi, 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 oi. Și nu e la distanță foarte mare de loc unde am fost mai devreme. Adică eu am fost aici și m-am mutat puțin pe jos. Și sunt într-un vaporaj de ăsta pe uscat. Nu poate să intre nimeni aici, dar or să mă vadă lângă mine. Dacă vine lângă mine aici la geam, e perfect. Și nici nu stau pe crouch sau ceva de genul așa. Stau în picioare. Dacă m-a văzut, m-a văzut. Oricum sunt foarte vizibile aici două runde. Doar să ajungă în zonă, să știe pe ce e vorba. Așa. Revin imediat cu următorul indiciu. Mai stau un pic să văd să mă mai caute băieții și dau al doilea indiciu imediat. Așa, am dat și copy-paste ca prostul la runda 5, indiciu 2, că am mai modificat ceva la el acolo. Dar suntem la runda 4, indiciu 2, care sunt în felul următor. O fi pește aici sau nu? Că dacă era pește, mă gândesc că nu-i murea afacerea fostului proprietar. Pește. Pește. Asta este indiciul 2. Și hai să vedem. Am doar două indicii pentru chestia asta, dacă nu o să mă găsească băieții, va trebui să mă gândesc repede la al treilea indiciu. Dar cu pește, cu dalea... Toată lumea zice la pescar. La pescar, dar eu nu sunt la pescar, asta e problema. Mamă, toată lumea se duce la pescar. Dar de ce s-ar duce așa când ar fi culmea să pun chestii atât de ușoare, știi? Pregătesc al treilea indiciu deja, dracu.
I-am scris și al treilea indiciu. Da. Mai așteptăm. Dacă se apropie careva de mine, dau drumul la filmare. Dacă nu, dau drumul la filmare cu al treilea indiciu. Se cam apropie. Se cam apropie, da. Așteptăm. Am pregătit al treilea indiciu degeaba. Yay! Mamă, și vine vertiginos. Cine vine? Măcar vine cu o mașină adecvată. Și crezi cine vine? Ia uite, pentru uite. Sunt uite. Doi în mașină, apropo, sunt doi. Pe care a ajuns primul la mine, ăla câștigă. Ia să vedem. Bani. Amândoi vin deodată. Ăsta e roșu, nu? What the fuck, nu m-au văzut, mă? Nu. Bă, nu m-au văzut, mă? Ba da. Domnule, e pește. Domnul, e pește. Să prinde. Trage. Asta a fost ce barcă frumoasă aveți. Uite cât a bărat. Dar tu n-ai participat deja? Asta a câștigat deja. Păi și n-aveam văd dacă te-am găsit? Câștigă ăsta la altul roșu. Dacă mai găsit odată, trebuie să-l lași și pe altcineva să câștige, șefule. Așa că o să câștige băiatul de aici de lângă mine. What the fuck? Așa, am revenit. Unde ești, mă? Unde e ăla? Sunt cu... Unde ești? Sunt cu el pe Discord. Aha. Și și-a luat Crash, că are niște probleme cu PC-ul și mi-a zis dacă poți să-mi dai mie bani și după îi dau lui. Eu ți-i dau, dar dacă tu nu-i dai lui după aia, îți dau ție bani. Da. Ok. Sunt cu el pe Discord. Ăsta a fost al doilea indiciu, nu? La ce ieri ăsta că văd că a plecat? 19016. 19016. 4000. Gata, șeful. Cum a intrat pe server, o să scrie și el pe chat. Da. Mi-a dat seama. Așa. Să dă cu puțin Flodeanu, că au văzut oamenii că facem event și au zis că hai că dăm. Dar nu a picat. Aparent doar ne-a scos pe câțiva întâlni. Sau poate doar pe mine și pe DRF sau abar, n-am, nu știu. Și pe băiatul ăla că zice că i-a dat Crash. Dar lui ori i-a dat Crash, ori l-a scos și pe el așa, nu știu, habar n-am. Și trecem la ultimul event în această seară. Tepetul cu ori, bam. Asta este ultimul event, băieți. Ultima rundă, nu ultimul event. Ultima rundă, da. Care sună în felul următor. Anunț publicitar, bam. Vai de viață. Ce? E mișto, rogăți. Dar nu anunț publicitar, petrecere. Deci, runda 5, indiciul 1. Nu știu cum de ajung în situații de, genul și fără cască de protecție. E destul de ușurea, nu? Un pic așa cu casca de protecție. E un mic dead giveaway acolo, să zicem, dar poate nu o să se prindă instant. Așa. Am o să urce băieții pe aici două zile. Nu știu, frate, nu mă interesează. Care m-a urcat primul ăla ei? O să-și dea seama că e ceva de construcții, o macara și s-ar putea să strângă foarte mulți în locul ăsta aici. Slash nou ID din nou, ca să fiu sigur că nu e. Ăsta are ceva în ureche, nu-i bate lumina, așa, am crezut că are jeg în ureche. Stai, vezi că puteți să zici și mai sus. Știu și mai sus acolo, dar nu vreau acolo. Ok. Că mai sunt câteva scări micuțe. De urcat, dar nu vreau acolo. Acolo, pe platforma e micuță, nu vreau. Deci, nu știu cum ajung în situații de genul și fără cască de protecție. Eu zic că e un indiciu bun. E super greu, e super ușor. Nu super ușor. Dar să-mi bag din nou blipsurile. Sau? Da. Avem un e unul cu motocicleta. E chiar unul care se urcă în secunda asta pe aici. A, da? What the fuck? Da, să-mi spui că e tot ăla. Nu are voie, i-am zis că nu are voie. Nu, iată. Și ăsta primește 5.000.
Da. Bine, cumva ai dat și un fel de mic spoiler din greșeală. Cu casca de da, cu ăla cu scârțitul, cu lipsește un șurub, nu e neapărat. Te duce mai sus, fii atent, coaie. Sper că poate nu te vede. Poate nu mă vede, ești prost. Se uită, stânga, dreapta. A rămas acolo, uite-te la el, uite-te la el, coaie. Știți că mor? Zice 2-2-3-2-5 că a primit banii, deci e perfect. Ia, să vedem că mai coboară acum. Și? Nu? Sau? Bă, să pleacă, mă! Coaie ăla pleacă! A plecat? Da. Bă, nu cred că a plecat, mă! Vezi, șefule, mai bine că nu m-am dus sus de tot. Zi, mă, zi, repede. Eu nu te văd. Ba da, mă, ești... Cum mă să nu mă vezi? Eu nu-l văd. Să mor. Am dat TP la tine, văd unde ești, dar nu te văd. Tu mă vezi de RF? Eu te văd. Urcă două persoane acum. Da, văd că urcă încă doi. Ar trebui să mă vedeți, că... Cu ochii și state urcă. Da? Da. State al doilea? State al doilea, da. Cred că da. Ia să se duc tot așa mai sus? Da, s-a dus mai sus? Doilea. Sau m-a văzut? M-a văzut, mă! Nu m-a văzut! M-a văzut, mă! Te-a văzut, state. M-a văzut nebunul, băi! Sau? Voi fi invizibil, mă? Bre, n-ai o cască? N-am, bre, cască, că tot încerc să cobor de aici. Am uitat-o jos și eu. Țai, ghinionul, dracu. Du-te până jos și adu-și tu cască. Să ne apucăm să dărâmăm orașul ăsta de aici. Hai că mă duc până aici. Nu vii și tu cu mine? Stai așa, nu, eu mai rămân aici, stai aici. Te ajut eu să cobor? State avea 56, nu? Nu, mulțumesc, sunt o regulă, adică nu e, nu. Felicitări! Ne mulțumesc! Se taie la salariu. Lasă-l, bă, să nu-l luăm. Gata, mă! Bă! Deci ăla chiar nu m-a văzut, frate! Nu. Și nici Fubuki nu m-a văzut. Așa că 2024, din păcate, n-ai câștigat. N-ai fost primul. Ai fost primul, dar... 2024 era? 2024 era. Șmecherie! Bă, a fost destul de ușor ăsta. Dar na. Da, mă, fraților, cam atât a fost cu eventul ăsta de Hide and Seek. Vă mulțumesc foarte mult pe toată atenția acordată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un mare like acolo și cu baba. Povestea cu baba, vă zic eu. Și altă dată că am pățit urât de tot. Am pățit și eu trei. Și bordul la fel. Cu trei coaie. A primit blestem, el avea trei coaie, i-a tăiat un coaie, a rămas cu două coaie. Acum da. Urât rău de tot. Dați-le și follow, băieților, să vă las Instagram-ul lor în descriere. Dați și mie follow pe Instagram, bă, să faceți unii acolo. Targetul pe ziua de astăzi e să fac 50.000 de follow pe Instagram, așa că dați și mie un follow. Am 40.000 acum, facem 10.000 de follow pe Instagram? Nu facem, bineînțeles că nu facem. Nici măcar 100 nu facem, dar hai să vedem cât o face astăzi. V-am pupat, pa! Ciao, pa!